Încă o dată, bun venit tuturor celor care s-au alăturat la această oră de predică. Lăudăm pe Domnul, deschidem serviciul divin, ora de predică cu imnul 626. La oaltă ne-am strâns. Să îngenunchem cei care puteți. Doamne Iisuse, îți mulțumim că a fost prometul de față cu noi. Ne-ai dat sănătate să putem veni din unul ca și tot de închinare. Te rugăm frumos să fii și continuare cu această oră. Te rugăm frumos să ne deschizi inimile ca să putem asculta cuvântul care vine de la tine. Îți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin. Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului, căci este un lucru închinat Domnului. În continuare să vă strânge darurile și zecimile. Tatăl nostru care locuiește în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Ta să îți mulțumim frumos pentru tot binele pe care ni l-ai făcut. În acest bine îți mulțumim frumos că ne-ai dat spor la muncă și îți mulțumim că am putut să-ți aducem aceste daruri. Te rog frumos să le primești din partea noastră, te rog frumos să ne curățești inimile și ajută ca toate lucrurile care ți le oferim să fie curate, cum să fie și viața noastră. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin.
cuvântul lui Dumnezeu că merge până în marginea lumii. Luni am venit de la câmp sau duminică și acolo, coborând cu bagajul de la câmp, o mașină oprește lângă mine și zice că să luăm pe tată Iisus. Și din vocea mea m-a recunoscut că am spus o poezie când au fost prelegerile. Slăviți și în numele lui Dumnezeu că ne cunoaște și ne aude lumea întreagă. Să trăim și să lăudăm pe Dumnezeu pentru numele Lui Cel Sfânt. Ce n-ar face, zice omul, ca să fie mântuit? Însă sunt treburi prea multe și lucrez necontenit. De aceea, frate dragă, aș dori ceva să spun despre o beată servitoare care avea un suflet bun. N-avea timp de rugăciune, căci toată ziua lucra și în toate treburile ei lui Dumnezeu se ruga. Ea când mătura prin casă, mătură în Doamne, zicea, toate gândurile rele ce stau la inima mea. Când spăla rufele în baie, din gură zicea mereu, așa să-mi speli, Doamne Sfinte, haina sufletului meu. Când le călca cu mașina, din gură zicea așa, așa să-mi netezești, Doamne, înspre cer cărarea mea. Ați văzut voi servitoarea cum se ruga frații mei, să-i urmăm de acum înainte, strălucită-i fapta ei. Amin. Amin. Mulțumim, Tante Maria, pentru versurile acestea nemuritoare în felul lor, prin care omul, dacă vrea, poate să dialogueze și să își exprime idei legate de Dumnezeu în orice activitate pe care o face zilnică, nu? Bine! A zis sora Maria că a urcat într-o mașină și când a auzit-o șoferul vorbind, zice, tu femeie, nu ești aia ce zici poezii pe la Hergelia, că-ți cunosc vocea. Da, nu este singura tanti Maria care o păți din astea. Domnul doctor Valerius era cunoscut de pe internet. Niște fete de la facultate zicea, noi te cunoaștem, omule. Cum mă cunoașteți? Da, da, de unde? Zice, de la ce? De la atât? Zice, nu ești tu acolo la biserică, la comand? Ba da. Zice, te-am văzut pe ecran. Sau Anca, nu știu dacă o știți, pe Anca de la Târgu Mureș, mergea cu avionul și stătea acolo în gândurile ei și un bărbat de lângă ea tot uite așa la ei. Zice, nu ești cumva de la ce? De la Târgu Mureș, de acolo de unde predică comand? Ba da. O cunoștea. Da. Așa că sunteți oameni cunoscuți, să știți. Da. Și pe nume, că eu când vă zic pe nume, se mai învârte camera și se pune pe tine și o să te pomenești că, tanti Rodica, da, dar de unde mă știi? Păi știu că bărbosul ăla tău mereu avea treabă cu găinile dumitale. Da. Bine, hai să mai cântăm o cântare spre lauda Domnului. Da, nu uite, a ridicat Dina mâna și ea vorbește cam o dată pre trimestru. Nu știu dacă așa e și acasă, trebuie să vorbesc cu bărbatul ei, să vedem. Zi din acea când... 418. Thank you.
Amin, amin. Da, Aurele, să știi că te întrebam ce cântare ai dorit și îți cântam cântare. Da. Înainte de asta, ce să facem? Cântăm așa și cântarea aceasta, lucrarea Doamne este a Ta. Folosim cuvinte care nu mai există. Da. Obișnuiesc să fac declarații așa mai incendiare, publice, dar ce știu eu, ce importanță li se dă sau cât de ignorat sunt sau, da. Zice că pornim la secerat. Da. Tu ai fost vreodată la secerat? Asta e, ai fost prin grâu, asta e altă treabă, nu? Da. Cum? La In am fost, dar la cules de In, nu la secerat. Da. Cules de In, la smulți. Adică, na, care mai suntem așa de prin zone, cât de cât și-am mai prins un pic pe bunici sau ceva, poate că mai știm ce asta, dar ceilalți se uită ca curcan creci, nici nu știe ce e, și merge la secerat, ce e secerat. Se gândesc la câte o combină din asta nemțească, ultra-sofisticată, în care la cămașă albă, cu aer condiționat înăuntru, cu televizoare și te uiți la film în timp ce ea merge și așa, zice că mă lase cerat. Da. 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 Mare lucru ca cineva să simtă așa suflul acela, povesteam altădată, iertați-mă că repet lucruri de felul ăsta, dar nu-mi pot permite să nu le repet. Trece așa șansul, parcă și aici este o tarla de grâu, nu? Undeva. Nu mai este o fost, da, așa. Și vedeai câte o femeie îmbrăcată în negru, cu rochie lungă, cu cătrânțe, că așa era atunci, cu o pălărie mare de paie, se îmbrobodea în spate, își punea pălăria de paie așa, avea bluzele acelea cu mânecă așa, cu fodorei aici care se trăgeau la cot, așa. Bea o ulcică de apă dintr-o damigeană din aia de sticlă învelită, așa. Se strângea așa la piept, se uita, capătul era hă-hă, și cu o seceră în mână, zicea, Doamne ajută. Și femeia aceea singură ajucea în colțul celălalt și după ea rămânea ca după combină. Da. Și apoi se întorcea acasă, își punea șorțul, dădea casei de mâncare, la vite, la toate, le hrănea, le adăpa și se punea și avea timp de șezătoare. Se așeza frumos pe bancă, își lua furca și caierul, torcea și povestea cu cei din casă. Da. Pe vremea aceea nu exista discriminare. Da. Din păcate nu mai există nici oameni, nici legi, pentru că ne-am depărtat prea mult de Dumnezeu. Bine. Aurel, ce cântare ai zis? 233. Haideți să mai lăudăm pe Domnul cu imnul 233 și apoi vom deschide Sfânta Scriptură. Lângă Iisus am găsit pacea sfântă. Oh,
Amin, amin. Domnișoara, ce dorești? Să cântăm numărul 14. O să-l cântăm ca un dar de apreciere a celor care în luna iulie au cucerit un an de viață. Bine? Dar îi citesc întâi pe ei, bine? După zapisul ăsta pe care l-am aici, în luna iulie sunt câțiva frați și surori care au mai cucerit un an de viață. E vorba de Harold Coman, nu este cu noi. E vorba de Lydia Tismaș, nici Lydia nu este cu noi. E vorba de Luminița Susanu, Luminița este cu noi. E vorba de Rareș Daniel Stănescu, nu este cu noi, parcă am văzut-o pe soția lui, dar nu? Cum? Da. Dragoș Coman, am mai cucerit un an de viață, ai îmbătrânit, Dragoș. Ce să faci, grea viața asta. Beniamin Cristian Capră, Beniamin, ai mai cucerit un an de viață, Domnul să-ți dea sănătate. Mariana Văidean. Cine e Mariana Văidean? Ah, da, măi. Am crezut că e vorba de nevastă salut Toader și de ce îi zice Văidean. Da. Cum? O fost, pe de asta mă gândeam că ăștia nu... Cei cu țidurile nu fac schimbări, da. Ionel Sebastian Coman, Dumnezeu să-i dea sănătate, e tată la doi băieți, da? Paul Coman, bine ai venit la biserică, Paule. Mai nu vii, mai vii, mai șchiop, așa, mai vii, mai nu vii, nu știu, ai îmbătrânit și tu sau care-i treaba așa, da? Și Flavia Stan. Flavia Stan, cine? Da? No, Dumnezeu să-i ajute să mai cânte, dar nu mi-aduc aminte cine. Deci cei pe care i-am citit în luna iulie au cucerit un an de viață datorită Harului lui Dumnezeu. Le-aș face o urare biblică ce ar suna cam în felul următor: cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în viac ca muntele Sionului neclintit pe vecie. Amin. Acestea sunt gândurile mele pentru cei care ați cucerit un an de viață și dacă se poate să țineți cont de ele, veți fi binecuvântați. Iar ca o cântare de la mulți ani, este cântarea numărul 14, așa, pe care ne-a poruncit-o această copilă, care de mică s-a învățat să dea porunci. E bun asta, că cu cine se va mărita nu mai are probleme ce să facă, că îi se spune tot și execută. Nu trebuie să mai gândească. Bine, zi bine. Oh, no.
Amin. Amin. Dragii mei frați și surori, dragi tineri, băieți, fete, copii, dragi musafiri, mulțumim lui Dumnezeu pentru această destindere pe care ne-o dăruiește în fiecare sâmbătă, iar dacă am fi preocupați mai aproape de lucrul acesta, ne-ar dărui-o în fiecare zi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta și îi lăudăm numele. Amin. Amin. Sigur că omul se satură cu vremea și de miere, se satură cu vremea și de ciocolată, se satură cu vremea și de roșii, se satură și de ce e bun omul cu vremea. Un fenomen ciudat. Pentru că, în mod normal, mă gândesc eu, n-ar trebui să te saturi niciodată pe ceea ce e bun. Nu știu exact cum funcționează fenomenul acesta. Poate că omul se satură și de lucrurile bune tot din cauza păcatului. Altfel, nu s-ar sătura niciodată de ele. Așa se face că fenomenul acesta al îmbătrânirii credinței nu este radical diferit de îmbătrânirea fizică. Deși ar trebui să fie radical diferit. Adică exact cum ne naștem, ne maturizăm și îmbătrânim fizic, cam același lucru se întâmplă și din punct de vedere spiritual. Adică ne naștem, trebuie vreme să învățăm să umblăm în picioare, apoi să chinuie unii să ne învețe să vorbim, pe urmă stăm pe picioarele noastre o vreme și pe urmă ne trebuie un baston ca să ne ținem, ni se face lehamite și murim. N-am înțeles niciodată de ce e așa. Da. Aparent, generația tânără gestionează că credința și chestiile astea sunt ale oamenilor bătrâni. Dar nu că și bătrânii le lasă. Da, le lasă. Suntem aici în această zi de sâmbătă ca să găsim soluții la oprirea acestui fenomen. Adică relația dintre mine și Dumnezeu și dintre tine și Dumnezeu nu este relația pe care o creează disperarea. Asta e o mare greșeală. Relația dintre mine și Dumnezeu și dintre tine și Dumnezeu nu este relația pe care să o creeze, ce știu eu, fatalitatea, nu avem altă soluție. Nu. Relația dintre mine și Dumnezeu sau dintre tine și Dumnezeu trebuie să fie creată de o reciprocitate divină umană. Adică al Dumnezeului care caută și a mea care caut, a Dumnezeului care se lasă găsit și a mea care mă las găsit, a Dumnezeului care este plin de eleganță, de tandrețe, de anumite tabieturi de curtenie și a mea care este o viață plină de tandrețe, de eleganță, de tabieturi de curtenie. Între mine și Dumnezeu și între tine și Dumnezeu, factorii care trebuie să dea viață acestei relații trebuie să fie de această natură, nu altfel. Dacă e altfel, lucrurile pot să degenereze sau pot să ia pe un drum greșit, pe un drum rău, nu?
Aș vrea în dimineața aceasta să citesc câteva gânduri din Scriptură și să ne oprim la două cuvinte din tot pasajul pe care îl citesc, sau la două expresii, din care, într-un fel sau altul, să scoatem la lumină niște lucruri care, la nivel declarativ, par să ne intereseze, la nivel practic, par să fie neglijabile sau la nivel de destin, par să nu mai avem nimic cu ele, mă rog. În Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 18, aș dori să citesc începând de la versetul 35. O întâmplare din viața Domnului Iisus Hristos pe când era pe pământ, așa o întâmplare plină de verbă, plină de senzație, mă rog. Luca, la capitolul 18, citesc începând cu versetul 35. Pe când se apropia Iisus de Erihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat, ce este? I-au spus, trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, o nimica toată, să-mi capăt vederea. Iisus i-a zis, capătă-ți vederea. Credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu, tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Amin. Amin. O zi obișnuită, am zice noi, sau chiar așa, din misiunea pe care Hristosul lui Dumnezeu o îndeplinea pe pământ. De asemenea, o zi obișnuită din viața unui cerșetor, care, potrivit cu obiceiul lui, cu o bâtă sau căra de cineva, își căuta locul unde se punea și mai pică ceva. Mai mult, mai puțin. Mai de un citron, mai de pâine, nu? Deci era o zi obișnuită din perspectiva Hristosului, o zi obișnuită din perspectiva unui cerșetor, nu? Totul era obișnuit. În dimineața aceasta aș vrea să ne oprim la două expresii pe care le folosește Hristos. Aici e la mare cerovoială în evenimentul ăsta. Orbul întreba, ce-i pe aici? Care-i treaba? Nu vedea, nu. Ei la ziceau, taci din gură și vezi de cerșitul tău acolo. Orbul striga, Doamne, ai milă de mine! Ăștia, taci, bă, din gură, că ne încurci. Tot felul de cerovoială acolo. Și în vălmășeala asta, ca și cum n-ar fi fost destul, vorbește Hristosul și zice așa, ce vrei să-ți fac?
Mesajul din dimineața aceasta, dragii mei, titlul slujbei din această zi de sâmbătă are ca formulare o întrebare la care nu știu de câte ori te-ai gândit. Poate că te-ai gândit. Și sună așa. Ce-ți face Dumnezeu ție? Ce îți face Dumnezeu ție? De exemplu, dacă îți pică unghiile, zici că dracu și-o cât de lucru cu tine. Și te rogi la Dumnezeu că, Doamne, dă-l la o parte, că uite ce mi-a făcut, îmi cad unghiile, nu? Dacă satana face să-ți cadă unghiile, satana face să-ți faci ulceri la stomac, satana face să îți crească dioptriile la ochi, să-ți trebuiască ochelari, satana face să ți se strice dinții, satana face să te doară spatele, satana face să ți se facă riduri. Dumnezeu ce-ți mai face? Satana face să te doare rărunchii. Satana face să faci cancer la cișura ficală, la fiere, la creier, la prostată, la... Satana face să-ți muși limba când mânci repezit. Dumnezeu ce-ți mai face? E important lucrul ăsta. El mai face ceva. Satana face să îți încărunțească părul și cu 3-4 dudui din ăstea de la cofor mai rezolvi câte un pic, dar nu prea ies. Și apoi și să umbli cu părul alb, e cam la sol. Ce zici, Manule? Încă nu, tu te-ai rade, nu? Da. Eu zic să te rade de pe acum. Eram la examen și aveam un student așa mai în vârstă, avea vreo 40 de ani, cred. Și era, răspundea. Și cum stăteam așa și-l ascultam, cam și vorbea prăpăstii, și mă uitam așa atent la el, dintr-o dată așa mă curentează, era cu părul vopsit. Bă, zic, tu ești cu părul vopsit. Asta și el curentat. A început să transpire mai tare, după ce că nu știa, nu mai știa nimic de acum. Și zice, da, domn profesor, cum te ești nebun, cum să-ți vopsești părul? Păi zice, nevastă mi-am pus să-mi-l vopsesc. Cum o nevastă mi-a pus să-mi-l vopsesc? Da, zice. Păi de ce? Păi da, zice, băiat tânăr, bărbat tânăr și să umblu cu părul alb. Păi vă zici, păi Biblia zice că părul alb e o cinste pentru... Să o ia alții, domn profesor. Dar asta nu e nimic până aici stranu. Stranu e că ăla crede că se și mântuie. Da. Oare Dumnezeu ce-ți mai face? E important să te gândești. Ce-ți face Dumnezeu ție? Nu? Păi stai, nu vă grăbiți. Dacă ai părul cret, satana ți-l întinde. Dacă l-ai întins, satana ți-l încrețește. Nu? Nu?
Dacă ai obrajii palii, Satana ți-i face îmbujorați. Dacă ai îmbujorați, râdeți voi, râdeți. Da, să vedeți voi ce o să pățiți. Cam multe face Satana asta. Dumnezeu ce-ți mai face? Nu? Satana-ți alege inelul de logodnă. Satana-ți alege verigheta. Satana-ți alege lănțușorul. Nu? Satana-ți alege nu știu cum se numește, ajutați-mă ăștia de la fizică, curbura de la arc. Așa se zice în fizică. E o dreaptă care se devine curbă. Și cum se numește? Că la liniile drepte se numește unghi. La curbă, sinusoid, da? Satana stabilește sinusoidul de la sprâncene. Dacă el le face pe astea toate, Dumnezeu ce-ți mai face? Nu, dar chiar serios, nu te-ai gândit vreodată. Ăsta face cam multe. Dumnezeu ce mai face? Cum? Te lasă pe al fizice, Dante Maria. Măi, frații mei, e un lucru important, pentru că de ce pun întrebările? Uite ce frumos scrie aici, că Iisus a zis ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți fac? Tu ce ai vrea să-ți facă, Iisus? Mai are loc să-ți facă ceva? Dragii mei, frați și surori, dragi tineri, pare așa o chițibușărie cea pe care o spun eu. Da, Satana îți alege modul, croiul de haine pe care ți le cumperi, Satana îți alege culorile, Satana îți decide am văzut eram la Palatul Culturii la un concert din ăsta, nu mai știu ce, cu tinerii noștri. Eram și eu pe acolo ca Pilat în crez, da? Trebuia să-mi fac și eu slujba, mă rog. Și eram acolo în, după culise, în sălile alea unde se pregăteau fiecare și văd pe doi înși cum se aranjează, pe doi băieți, cunoșteam bine și stăteam așa gură cască, ca la televizor și mă uitam la ei cum se aranjează. Și nu exagerez cu nimic. Era unul care părea mai destupat și l-a aranjat pe lor ca să arate bine. Și la un moment dat ea așa avea un tub de nu știu ce, nu așa în sfârșit, strânge așa din el și iese așa o grămadă de nu știu ce în mână, așa, îi pune la mâna în cap, așa, și și după ce a terminat așa, nu știu dacă la mine, după ce a terminat, a luat așa un tub de lac și ca nu cumva să-i se miște din poziția care el a făcut. Satana se face cu afura. Auzi, totuși, Dumnezeu ce-ți mai face? Doamne, mai face ceva? Vă râdeți, da? Îți dai seama că după procentul de implicare a cuiva în viața ta, îți dai seama care e cea mai bună cu cine ai cea mai bună relație. Păi până acum de 15 minute zic numai tot lucrul sau 20 care ne le face Satana. Păi Dumnezeu ce mai face? Că aici, în pasajul ăsta, într-o zi comună din viața lui Iisus, Iisus oprește lângă unul acolo în grămadă și zice, mă, dar ce vrei să-ți fac? Dacă îi le făcea toate Satana asta, ce să mai fac? Mai avea și el loc pe acolo? Ce-ți face Dumnezeu ție? Hm?
important să vezi. Mai există vreo felie pe unde să aibă acces Dumnezeu în viața ta să facă și El ceva? Satana te face să vorbești porcos. Satana te învață să zici glume proaste. Și lista poate continua. Era o snoavă sau nici nu știu cum să-i spun, pe care am auzit-o de la credincioși ortodoxi, pe care cred că v-am mai spus-o, dar e cu mare învățătură. Și zice că era în postul mare, în postul Paștelui, nu, postul de Crăciun era. Și era la mănăstire și un călugăr era mort de foame, n-avea voie să mănânce de dulce. Și umblând pe acolo prin ferm, mica fermă ce o aveau la mănăstire, a găsit un ou de găină. Dar cum să mănânci? N-ai voie să mănânci ouă, n-ai voie să mănânci carne, n-ai voie să mănânci din astea în postul Paștelor. Lapte, smântână, nimic. Și a stat el așa, s-a gândit, zice, mă, și l-a băgat sub sutană ou și zice, îl rezolv eu cumva. S-a dus în chilia lui, frig, cum ei, mă rog, ardea lumânarea și i-a venit o idee, mă, să coc oul la lumânare. Nu știe nimeni, mi-l curăț, îl mănânc. L-a pus așa într-o lingură și îl ținea în lingură, mai învârtea în lingură ou să se coacă. N-am făcut niciodată. Cred că ideea este faină. Uite, chiar să mi-am... Sper să nu țin minte, am să și fac ca să vă pot și spune cum e. Să cuc așa un ou în lingură la lumânare. Cred că ar avea și un gust diferit, nu știu, habar n-am. Da. Și în timp ce cocea el ou în lingură, se deschide brusc ușa, da, unde poți închide, și starețul dă peste el. Ăsta cu lingura și cu deștele fierbiți de la ou, a mărmurit. Să uite starețul la el, zice, cuvioase. În post, să mânci ou. Asta nici nu putea răspunde, era... Zice, ca și cum n-ar fi destul, zice, să-l coci la sfânta lumânare. Păi tu te gândești ce face? La care el s-o scoate cumva, sfinția voastră. Nu eu, dracu ăsta, zice. Nu, m-a pus să fac asta. La care dracu de după ușă. Ce sfinția voastră, mie nici prin cap nu mi-a trecut așa ceva. Da. Ce-ți face Dumnezeu ție? Dacă toate care ți se întâmplă, ți le face diavolul sau ți le faci tu, Dumnezeu mai are loc să-ți facă ceva. Nu? Și aici Iisus parcă insistă așa peste viacuri cu această întrebare, ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți fac? Există atâta generozitate în întrebarea aceasta. Există atâta disponibilitate în această întrebare. Cumva ți-a aruncat Dumnezeu pana și hârtia în alb să scrii exact ce te taie capul. Ce vrei să-ți fac? Cumva, zice Hristosul, nu mă interesează ce ceri. Orice ceri îți dau. Nu mai striga după mine. Ce vrei să-ți fac? Pe omul acesta
care i-a întrebat de Iisus Hristos, îl frigea ceva la deget. Că n-are bani, asta îl frigea la deget? Mai picura. Că n-are unde să stea, asta îl frigea la deget? Nu, că mai pe aici, pe acolo, un pic de sălaș, găsea. Că nu poate povesti cu oamenii sau cu diverse. Ba, nu mai împingea un col, mai încoace. Mai... Era ceva ce l-ardea la deget. Și Iisus rostește a doua expresie. Capătă-ți vederea. Și dintr-o dată orbul a văzut. De ce? Nu. Nu. Azi din ori am zis. A cerut. Pentru că îl ardea la deget. Hai să povestim un pic despre noi. Știți de ce noi nu ne schimbăm? Știți de ce noi nu avem chipul lui Dumnezeu, ci avem chipul acestui veac? Știți de ce noi suntem în continuare nepocăiți? Știți de ce noi nu ne înviorăm de la fața lui Dumnezeu? Știți de ce noi nu suntem umpluți cu Sfântul Duh? Știți de ce noi suntem săraci și lipsiți de putere? Știți de ce noi n-avem nici înclin, nici în mânecă cu Dumnezeu? Știți de ce noi suntem căldicei? Știți de ce noi suntem pe punctul de a fi vărsați din grația lui Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că niciun lucru care ține de sfințenie nu ne arde la deget. Iar el întreabă, ce vrei să-ți fac? Dăm pâine, n-a pâine, dăm grâu, n-a grâu, dăm mașină, ia mașină, dă. Nimic din ce este sfânt, nimic din ce ține de pocăință, nimic din ce ține de schimbarea vieții, nimic din ce ține de a intra în grația lui Dumnezeu, nimic nu ne arde la deget. Lasă că s-or face astea cândva, undeva. Na! Și Iisus Hristos două lucruri zice. Ce vrei să-ți fac? Și apoi zice, capătă-ți vedere. Iubiții mei oameni, cum rezolvați problemele astea? Cu chestii din astea nu pot, cu din astea că na, nu iese acum, cu din astea că na, nu se mai potrivește, cu din astea că mi-a zis fratele cu tare că asta nu mai e, cu... Am vorbit cu sora cu tare și am înțeles că ce-s cu potroacele astea pe care le punem în contul intenției noastre de a fi corecți. Toate lucrurile din viața noastră le face diavolul. Și câte rămân nefăcute de El, le facem noi. Din cauza aceasta, Dumnezeu nu mai are loc să facă nimic.
stăteam aseară la masă la noi și Alin, cum e el, așa mai exotic în modul lui de a povesti lucrurile, că lângă el nici mor nu cred că poți să stai serios, adică zâmbești, și povestește cum un coleg de muncă scapă o corcodușă în, pe pardosea. Și când a văzut că se învârte corcodușa și aleargă să pice acolo după o gaură și după săchiurile să o scoată, taie după corcodușă. Și uitându-se la corcodușă, el n-a văzut că geamul e deschis. Și când se ia corcodușa, când a băgat un, geam în, un cap în dunga geamului, de aici până aici, capul s-a crăpat. Cum? Da. Care dintre noi, dacă ar păți o stranie de chestie din asta, s-ar pune jos pe scaun? Bine, Doamne, acum chiar așa au trebuit să încrap capul. Aș fi vreunul care să fac chestia asta? Chiar așa au trebuit să încrap capul? Pentru o corcodușă? Nu. În viața mea și în viața ta toate lucrurile le face dracul. Și care mai rămân le facem noi. Și Dumnezeu nu mai are loc să facă nimic. Iar Hristosul întreabă așa de la om la om, zice: auzi, comane, ce vrei să-ți fac? Doamne, din lucrurile care le știi face Tu, niciunul nu m-ar de la deget. Stai liniștit. Alea care m-ar la deget, le face vărul. Și mă descurc. Și din cauza aceasta, am ajuns de priveliștea lumii. Am ajuns ca un scenariu pe care este privit și văzut și la care toată lumea se uită îngrozită. Și cuvântul, întrebarea lui Iisus Hristos insistă: ce vrei să-ți fac? Și întrebarea care am pus-o eu rămâne: ce îți face Dumnezeu ție? Și dacă stai și te gândești așa corect cu tine, ajungi la o concluzie foarte stupidă, că vorbești despre o să mă, o să îmi, o să mă curețe de păcate. Când? Când îi fi pe raclă. O să-mi dea viața veșnică. Când? Când va veni El pe nu știu unde. O să scap de cutare. Când? Când o să fie nu știu ce. Dar astăzi, ce-ți face Dumnezeu ție? Și o să vii cu răspunsuri din alea așa, care nu zic nimic. Îmi dă viață. Și, că trebuie să zici ceva, nu că tu crezi asta. Și, da, nu? Ce-ți face Dumnezeu ție? Și aici zice așa: capătă-ți vederea, capătă ce te arde la deget. Că vă mai spun ceva, dragii mei. Toate ce vi se fac în viață poartă semnătura lui Dumnezeu. Iar cine nu crede asta, are probleme mari. Zice acolo în Scriptură: și Dumnezeu le-a dat un duh de rătăcire ca să nu mai găsească lumina niciodată. Și zice acolo că Iisus Hristos le vorbea într-un anumit fel, ca măcar ca ochi să nu mai vadă, măcar ca urechi să nu mai audă, măcar ca o inimă să nu înțeleagă, ca nu cumva să se mai întoarcă la Dumnezeu. Acolo să rămână. Și lista poate continua. Da. Din cauza aceasta ar trebui să ai o ședere de vorbă cu tine însuți, să vezi ce-ți face Dumnezeu ție. Sau, din lucrurile care ți se fac,
câte le face Dumnezeu ca să te mântuie. Că poate dacă stai și înghesui în viața ta, găsești niște lucruri care le face Dumnezeu în viața ta. Dar din astea, câte le face pentru tine sau ți le face ție ca să te mântuiască? Și nu te grăbi să răspunzi cu toate și cu răspunsuri din astea pocăiești care nu au niciun fel de substanță în existența ta. Ci stai un pic, oprește-te. Și uită-te la Dumnezeu în cuvântul Scripturii să vezi când trebuie să răspunzi la această întrebare. În ce situație, în ce formă, în ce poziție stai în raport cu El? Pentru că, dragii mei, s-ar putea ca și noi să auzim două expresii de la Hristos. Prima, ce vrei să-ți fac? Și a doua, să arzi. Da. Da. Este trist de adevărat și cumplit de real. Pentru că cine face, lui își face și cine dă, lui își dă. Timpul a trecut. Aș vrea în încheiere să citesc ultimele cuvinte din pasajul acesta, nu putem mai mult, și să am următoarea concluzie. Zice așa, tot norodul când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Să nu uiți că pentru toate lucrurile care ți se întâmplă în viață, va fi cineva care laudă pe Dumnezeu. Spune în Cartea Sfântă în Apocalipsei și apoi comentat pasajul în Tragedia Veacului de către prorocul Ellen White, că în momentele, în presecundele sau nu știu cum să le numesc, de a pogorî focul din cer peste Lucifer și toți cei care au trăit de-a lungul timpurilor pe planeta Pământ, ăștia încep și zic, mari și adevărate sunt lucrurile tale, Doamne, al oștirilor. Îl laudă pentru că urmează să le dea foc. Ce vrei să-ți fac? Și el va rosti, să ardeți. Da. Însă aici am întâlnit un om care a răspuns lui Hristos cu cel ardea la deget. Și lucrul acesta l-a cucerit pe Hristos. Și poate nu atât de mult faptul că îl ardea la deget, ci ce îl ardea la deget. Pentru că apare acolo în răspunsul lui Hristos un lucru care nu are nicio legătură cu cerința orbului. Știți care e? Cum? Ești mântuit. Deci, dialogul acesta pe care îl citim noi stă pe altceva. Și, în realitate, expresiile lui Hristos sunt astea două. Ce vrei să-ți fac? Și doi, ești mântuit. Pentru că Iisus Hristos vedea ce-l arde la deget. Dragii mei,
socotiți-vă și voi și dacă se poate, fără să mai întrebați pe oameni, întrebați-L pe Dumnezeu și găsiți soluția ca El să spună în dreptul vieții voastre, ești mântuit. Dacă asta nu e rostit de El, mare lucru n-ai făcut, ca să nu zic că niciun lucru n-ai făcut. Dumnezeu să vă ajute să vă cercetați în voi înșivă și în puterea Sfântului Duh să vă ridicați spre propria voastră mântuire. Amin. Vă invit să încheiem în numele Mântuitorului Iisus cu cântarea 179, Înaintea Ta, Iisus iubit. În timp ce orga ne pregătește pentru această cântare, potrivit obiceiului casei, vom aduna colecta pentru construcția noii biserici.
să-ți mulțumim la sfârșitul acestui serviciu divin că Tu ai fost cu noi până în prezent. Amin. Îți mulțumim, Tată Ceresc, de ceea ce Tu ne-ai transmis nouă prin servul Tău. Te rugăm ca Tu să faci ca să le punem în practică de zi cu zi. Amin. Te rugăm ca Tu să faci ca să nu stăm nevăzători pentru o mântuire așa de mare. Te rugăm ca Tu să ne iei inimile noastre, să le curățești și să Te avem pe Tine ca model în viața noastră. Dar Te rugăm, Tată Ceresc, că și pentru cei care sunt pe paturile de suferință, Tu să fii cu ei. Te rugăm și pentru cei care sunt însântorare și nu pot auzi cuvântul Tău, Tu să fii cu ei, ca să simțească că Tu ești prezent în orice loc și în orice moment. Te rugăm ca Tu să rămâi pe mai departe cu noi și dacă este după voia Ta, Te rugăm ca și după masă să ne întâlnim împreună din nou. Te rugăm ca Tu să ne dai pacea Ta, liniștea Ta și în toate Tu să fii alături de noi și să fim un exemplu pentru cei din jurul nostru și să faci loc în inimile noastre și în viața noastră ca noi să Te lăudăm prin toate. În numele Lui Iisus Te-am rugat la toate acestea. Amin. Amin. Și rugăciune, serviciul divin de dimineață s-a încheiat. Dumnezeu să vă păstorească mai departe. Amin. Încă de atână de mine, vă doresc poftă bună, aveți timp să mâncați așa copios, aveți timp să și dormiți așa beton, oră și ceva, poate și un pic să mai ieșiți la aer și după amiază la ora 5 sunteți așteptați la biserică. Veniți și chemați pe cei de la